Bună să îți fie ziua! Azi vorbim despre cele mai bune instrumente să te ajute să coci o pâine minunată. Cred că ești nedumerit ce să cumperi, de unde și așa mai departe. Eu o să-ți fac treaba un pic mai ușoară și o să-ți dau ceva recomandări. Stai cu mine până la final că am de povestit. Pornim de la cel mai basic lucru și este făina. Cu o făină bună crești o maia de la zero și faci o pâine care nu doar este delicioasă, ci și nutritivă. Eu am câteva branduri de la care cumpăr și încerc să rămân cu ele. În general, încerc să caut o făină puternică de 12%-14% proteină, preferabil eco sau procesată la moară cu pietre. Ca să faci o maia și să o întreții, ai nevoie de borcane. Eu folosesc unele mai mari cu fundul plat și transparent. E mai ușor să amestec în ele și pot să monitorizez nivelul de creștere al maielei. Îți trebuie o spatulă care este mai fermă, asta o să ajute în procesul de amestecare a făinii și a apei în borcan. Ai grijă să nu fie o spatulă mai mare decât gura borcanului. Duh! Toate produsele se pot găsi în articolul de pe blogul sandeychef.ro. Când adaug făină sau apă în incremente, mă folosesc de paharele de măsurare, de diferite mărimi. Sunt ceva basic pe care le poți găsi cam peste tot. Cântarul este indispensabil. Nu lua pe cel mai ieftin, că atunci când vrei să adaugi gram cu gram, cele mai multe se opresc subit. Poți să-ți iei un cântar obișnuit, doar să ai grijă să existe funcția tare. Eu am ales unul mai mare, duce până la 15 kg și măsoară gram cu gram. Este important să monitorizez temperatura din cameră și temperatura aluatului, așa că mă folosesc de un termometru cu o probă metalică pe care îl bag în aluat, apă sau făină. Mai am un termometru de cameră, îmi arată multe chestii mișto, precum umiditatea. Și mai am și o stație pe care o țin în frigider să monitorizez temperatura de la rece. O racletă de aluat este bună să manevrezi aluatul, să răzui laturile bolului și să iei toate bucățile. Un cuțit de aluat sau de masă este bun pentru a manevra un aluat mai hidratat atunci când tai aluatul, când îi dai preformă și când îl transferi în coșuleț. Cu mâna pudrată cu făină, rotesc aluatul și îi dau o formă rotundă. Așa tensionez suprafața aluatului și se creează o membrană subțire care ține aluatul in place. Aluatul îl amestec de obicei într-un bol transparent de sticlă, să pot vedea nivelul de creștere în timpul dospirii. Este musai ca bolul să fie acoperit, astfel aluatul se întărește și nu mai faci nimic. Eu am găsit niște folii de plastic reutilizabile cu elastic, un fel de șapcă de duș. Sunt foarte ok și le găsiți prin majoritatea hipermarketurilor. M-au ajutat foarte mult în procesul ăsta. Pentru dospit ai nevoie de un coș de dospit. Acest coș de dospit poate să aibă mai multe forme, în funcție de cum vrei tu să îți iasă pâinea. Rotundă, tip franzelă, lunguiață. Eu mă folosesc de un coș din pulpă de lemn și unul din răchită. Ambele produc rezultate bune, cu ușoare variații. Se creează un microclimat ușor umed între aluat și coș în timpul dospirii. Și aici, ai grijă să fie mereu acoperit. Un instrument care ajută să nu se lipească pâinea de coș este făina de orez. Spre deosebire de făina de grâu, făina de orez nu absorbe la fel apa și rămâne mai uscată. Pudrez coșul de dospit cu făină de orez. Acopăr cu o folie de plastic reutilizabilă. Am și o sită mică, un accesoriu opțional pe care o folosesc când pudrez cu făină banetoanele sau masa de lucru. Ce fac când e timpul să pregătesc pâinea de cuptor? Primul lucru e musai să ai o lamă de crestat. Am un dispozitiv de care se atașează lama și o pot schimba de mai multe ori. Îți recomand să nu iei unealtă cu o lamă fixă, ea trebuie schimbată și este mai ieftin să schimbi doar lama. Fac o tăietură simplă, pun lama la un unghi de 45 de grade pe suprafața aluatului. Te poți folosi și de un băț de care să atașezi lama și să crestezi pâinea. Ai grijă să fie fixă când o pui. Pentru copt, cel mai bun lucru este o oală de fontă cu capac. Cuptorul pe care îl avem nu face față și nu menține temperatura cum trebuie. Și pâinea nu se coace uniform, iar tu nu vei avea creșterea aia dramatică. Cu o oală de fontă simulezi mediul care se creează într-un cuptor profesionist. Când se coace, pâinea pierde apă prin aburi și rămâne în spațiul ăla strâns în care este. Aburul ajută la creșterea pâinii, face suprafața să fie elastică și să nu se întărească prea repede. Există și soluții să faci abur în cuptor. Varianta cu tava cu apă nu este cea mai bună, după părerea mea. Prima e că aburul nu pornește din prima când o introduci și ai nevoie de mult abur la începutul coacerii. Am văzut că obțin rezultate bune cu o tavă cu cârpe pe care le îmbib cu apă fiartă înainte să le pun la cuptor. O altă soluție și mai bună este să preîncălzesc o tavă cu roci vulcanice. Atunci când bag pâinea, pun apă peste roci și se creează abur instant, ca într-o saună. În ambele variante, e musai să ai o piatră de granit sau o piatră de copt care să fie preîncălzită.
Asigură că rămâne o temperatură constantă în cuptor și nu variază mult atunci când deschizi ușa. Trebuie să fie de o grosime mai mare, cam de 3 cm, altfel nu o să înmagazineze suficientă căldură. Nu am găsit încă o piatră de granit care să nu se crape, dar am găsit unele practice și ieftine pe care le schimb din când în când. Nu în ultimul rând, am un grilaj pe care se odihnesc pâinile și se răcesc după ce le scot din cuptor. Pâinea trebuie să se răcească și să se așeze miezul, timp în care o să se mai piardă din procentul de apă prin evaporare sub formă de aburi. Acum că știi ce ai nevoie să faci o pâine, îți dau o variantă simplă de pâine, bună pentru orice începător. Îți mulțumesc pentru că ai petrecut timp cu mine și dacă ți-a plăcut, poți să-ți arăți aprecierea cu un like, share și subscribe. Pe data viitoare!